Tradiția spune că de pe masa de Crăciun nu trebuie să lipsească preparatele din carne de porc. Fie că aleg să cumpere porcul de la târg, fie că l-au deja în gospodării, giurgiuvenii au început deja să intre în spiritul sărbătorilor de iarnă. Odată cu tăierea porcului a început și aglomerația la cabinetele Direcției Sanitar Veterinare, unde doctorii de specialitate efectuează examenul trichineloscopic. Analiza este un lucru esențial de care toată lumea ar trebui să țină cont în această perioadă pentru a evita riscul unei îmbolnăviri cu trichineloză. Virusul Trichinella spiralis este o boală parazitară care se transmite foarte ușor de la animal la om. Pentru evitarea contaminării, medicii veterinari sfătuiesc populația să efectueze analiza esențială, care durează mai puțin de 10 minute și necesită doar câteva grame de carne. Examenul trichineloscopic este examenul prin care se poate depista un parazit care se cheamă Trichinella spiralis, parazit care se transmite, are un ciclu destul de complex, dar care se transmite prin carnea de porc către om, prin consumul cărnii de porc infestate și mai ales dacă nu a avut prelucrări termice calitative. Așa ca populația să nu se sperie când vorbim de probele care trebuie aduse, pentru că este vorba de câteva grame. Câteva grame din mușchiul cefii, câteva grame din mușchiul intercostal, deci dintre coaste, și mai este din pilierii diafragmatici, este mușchiul acela care se pare cavitatea abdominală de toracică. Potrivit doctorului veterinar Fănel Mitran, în ultima săptămână peste 150 de persoane au venit la cabinetul Direcției Sanitare Veterinare din Piața Centrală să solicite examenul trichineloscopic. Pentru că următoarea perioadă se anunță a fi una aglomerată, programul cabinetelor veterinare de analiză va fi prelungit, iar numărul de angajați va fi suplimentat. Laboratoarele vor fi deschise de luni până vineri între orele 8-18, iar sâmbătă și duminică între orele 8-12. Doamne!